بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بوتا بوت بوتا دا بتمن. Salutare și bine ai venit la un nou video aici pe canal. Eu sunt LCH Gamer și astăzi, în această sfântă zi de joi, vă prezint premii de la Weekend League. Nu am jucat Weekend League, dar am făcut o șmenărie ca să avem picuri și pachetele. Hai să ne uităm întâi la Team of the Week-ul și o luăm de jos în sus. Îl avem în poartă pe Schmeichel de la Leicester. Din nou un portar decent, care pe market este undeva la 40.000 cel mult. Îl avem pe Luke Shaw cu 86 pace după ce a făcut un match extraordinar împotriva celor de la City la vreo 100.000. Îl avem pe Kaderabek, care probabil și el undeva la maxim 20.000. Avem un Jordi Alba de 88 rated la 140.000, dacă arată foarte bine și dacă spică și ai echipă de Spania, chiar este jucabil. Avem un Insigne la vreo 120.000 cu 91 pace, un jucător 4-4 foarte, foarte, foarte bun. Nu are strength, într-adevăr, asta este foarte mare minus la el, un 38 strength, însă la agility și balance este insane de bun. Avem un Campbell de 84 la vreo 25.000, din nou Casemiro inform 91 la un 150.000 maxim. Insigne la cât era? Insigne și el tot acolo, 120-150.000. Goretzka un maxim 150.000 tras de păr, să zicem. Un Riyad Mahrez care a făcut o lună fantastică, chiar este în foarte mare formă, chiar aseară a dat două goluri superbe, aș putea spune un 86 pace, îți strică puțin pace-ul ăsta, dar dacă îl joci CME, chiar se merită și el undeva la 100.000 maxim. Acest card, un card cu 5 skill moves, 4 weak foot, un medium, deci o să trebuiască să-i dai stay forward la instrucțiuni, cam oriunde-l pui. Agility 94, balance 90, un finishing 83, dacă îi pui hunter e ok, că îi duce și pace-ul sus și îi dă și finishing și shoot power și așa mai departe. Îl avem pe Kane în atac, un card de 90, maxim și el 100.000, după cum vedeți, din cauza pace-ului cel mai probabil. Și avem un Alvaro Morata și el la maxim 100.000, nici atât, 60.000. Un link cu Ronaldo, dacă e să ne gândim, un 3-5. Deci în primul 11, 100.000 cel mai mult, 150.000 tras de păr cel mai mult. Pe partea asta este un Team of the Week slăbuț, iar pe bancă nu avem mai nimic, îl avem totuși pe Zahavi de 86 pe bancă, un Sanchez de 83, în rest absolut, absolut nimic. Suntem la Sebi pe cont, mergem la Foot Champions, s-au făcut 14 victorii, un gold 3, frumos, decent, cum trebuie și cum este nevoie. Are 30.000, 2 megapack, un rare player spec și 2 picuri. Team of the Week-ul este destul de ofertant, deci să vedem ce o să prindem. În primul pic avem Gilbert. Mergem pe Gilbert, AE high rated. Iar în al doilea pic îl avem pe Zahavi, 86, ok, decent, aș zice, decent. Deși și David ăsta de 81 arată binișor, chiar poate jucabil pentru unii, 3 star skill moves, n-are rost să comentăm, plus că ni s-a zis clar de la început, high rated să fie, high rated este, un 81 și un 86 la gold 3, decent.
După cum știți, eu nu am jucat Weekend League, însă m-am jucat destul de mult Rivals ca să fiu rank 1 pentru pachetele și mă voi duce din nou pe Untradeable dacă tot n-am pachete de la Weekend League, să am cât mai multe pachete de deschis acum. Division Rivals, Divizia a 4-a, rank 1, am jucat undeva la 24 de meciuri și m-am dus în 14.000 de puncte și am rămas rank 1. Mergem pe Untradeable, avem 6 pachetele, hai să vedem ce reușim să prindem. Avem 2 Prime Gold Players Pack, 2 Rare Players Pack și 2 Mega Pack-uri. Începem cu Mega Pack-ul, hai cu Mega Pack-ul, cum știți, 30 de cartonașe, 18 rare, undeva la maxim 7 jucători. Este un board, da, nu este un board down, este Ismaili de la Shakhtyor Donetsk și absolut nimic în spate. O, l-avem pe Mitriță, în rest absolut nimic. Ah, 1000 de coins, nu-i chiar nimic. Mergem acum pe un Prime Gold Player Pack, facem una. Cine știe, poate dăm peste gap algoritmii sau se întâmplă ceva, din nou... Nu este nimic, nici măcar un board down. L-avem pe Pavard de la Bayern München, cred că tocmai l-am dat într-un SBC aseară sau ceva de genul. William, Jose, Oriel, Turam, mulți jucători, excelenți, aș putea spune. Mergem atunci mai departe și luăm și un rar player spec, dacă tot am zis că facem una, să vedem aici, walkout, îl simt, nu-i walkout. Rupere cu conmeboi din ăștia, Rojo. Omul ăsta mai joacă fotbal. Și în spatele lui Rojo avem un Tadic, un Sergio Asensio, Politano, nimic. O luăm din nou, hai cu Mega Pecu. Hai mă, că eu n-am mai văzut un walkout pe contul ăsta de vai mama mea de când. Din nou nimic, din nou conmebol. Copa Libertadores, Moreira, nu mai suport caldurile astea, sper să, din FIFA 22, sper să dispară. Și avem un Fabianski, un Haller, un Bernandeschi și altceva, nimic. Ultimele două pachete, Prime Gold Player Spec, 12 cartonașe, 12 jucători, 6 rari, pocnim, nimic. Avem un Champions League totuși. Îl avem pe... Dar am zis că e Toreira, am vrut să zic Toreira, l-avem pe Vecino, a venit vecinul la noi. Superbă, 80 Champions League Board Down de la Inter. Un Bakambu, un Kabak, un Ansu Fati, excelent. Și invocăm toate puterile lumești, toate gândurile bune, apăsăm. Am dat pe lângă buton, ăsta nu-i semn bun, toate gândurile mele bune. Nu este walkout, ce să vezi, este Jorginho de la Chelsea, mamă. Se pare că încep să vă obișnuiesc cu așa ceva în ultimul timp. Pur și simplu, nu mai vrea. Dacă nu se mai vrea, nu se mai vrea. Mă găsiți pe Instagram, dați-mi și acolo un follow. Să mai creștem puțin, aveți link-ul în descriere, apăsați pe butonul de like, pe subscribe dacă nu ați făcut-o încă și până data viitoare, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat, ceau! Bătămen, da tu, ești bătămen, bătămen, da tu, ești bătămen, bătămen, da tu, ești bătămen, bătă, da bătămen.